Ne aflăm într-un câmp, fostă livadă de prune, cu o suprafață de 45 de hectare. În spatele nostru, jur împrejur, care a fost abandonată de mulți ani de zile, s-a redus și piața de desfacere a prunilor și prețul mic, care nu era convenabil pentru cetățeni. Și mai este și motivul demografia locală, fiindcă cetățenii mulți au plecat în lume veșnică, iar copiii potențialii moștenitori sunt plecați pe hotare și nu are cine să lucreze, să întrețină terenurile date. Dacă câmpul se lucrează în total, adică este, spre exemplu, 6 hectare, dacă l-ai luat tot și-l lucrezi, înseamnă că ușor scăi de burienile astea rele, care sunt dăunătoare pentru porumb, pentru gul grâu, răsărit. Dar dacă câte o fâșie o iei și o lucrezi, asta e problema. Pentru a transmite arendă agentului economic acest teren, el are nevoie de a investi bani pentru a defrișa toți arborii dați, are aduce terenul la un mod cât de cât de prelucrare și asta pe dinși nu-i satisface, fiindcă chiar și dacă să-l dăm în arendă, persoanelor ei trebuie să suporte niște cheltuieli, achitarea arendei și plus să achite cheltuieli de defrișare, care sunt foarte costisitoare. Defrișat livada, mai bine zis, era deja defrișată, dar rămăsese rădăcinile. O scos rădăcinile, au adus terenul în cauză la condițiile necesare, au introdus bani, finanțe și au ajuns la situația că seamănă culturii agricole. Cred că din terenurile abandonate aparțin persoanelor care nu mai sunt printre noi. Dar n-au făcut acte de moștenire pe alte persoane sau vânzare, cumpărare și atunci se pune întrebarea, pe cine trebuie să sumăm? Pentru aceeași suprafață de teren de 22 de are, oricât acolo, trebuie să facem somații la 3-4 copii care sunt plecați nu știu pe unde. Ar fi mai bine că guvernul să gândească bine, să chipzuiască legea dată și să fie pus în discuții publice ca să cunoască fiecare persoană ce îl așteaptă, fie el potențial moștenitor, fie el proprietar. Și ar fi bine că să fie fără asoma terenurile, să treacă în gestiunea primăriei pentru a fi transmise în arendă.